rog să-mi dau acolo. Nu, mai târziu, gata, mă căcați pe voi deja, nu mai am nevoie, ha. Da, mă, eu sunt Serghei și o să încerc să vă zic și eu câteva chestii. Hai să facem așa, să-mi aplaud, vă rog, oamenii care cred că nu au fost încurajați când erau mici. Serios? Sunteți directori de bănci în pula mea acum toți? Ați ajuns? Aveți bani mulți? Sunteți... Serios? E culmea că eu am crezut că toată lumea au problema asta, că nu suntem încurajat așa. Deci eu, ok, înseamnă că sunt nebun. Băi, unde am crescut eu așa se întâmplă, că... Da, eu zic, acum, na, poate și din Moldova și pana mea avem noi altă chestie acolo. Dar, serios, adică, eu așa știu, când ești copil și când a trebuit să-ți iei toate informațiile despre viață și astea, tot ce ai în jurul tău îți spune că nu poți mai mult și că nu mergi mai mult. Că măta zice că ești prost, biserica îți spune că ești vinovat, școala îți spune că nu ești suficient de bun. Eu am amintesc că m-am crescut așa, era mai tot timpul, era ești prost, ești prost, ești prost. Acum, într-adevăr. Avea dreptate, da. Ai pățit și tu? Ai pățit, nu? Nu, da, nu era că n-avea dreptate, problema e că putea să fii băiat mai finuță. Când eram odată să dau foc la casă, mai prost nu erai să dai foc la casă. Măcar putea să mă laud pentru ingeniozitate. Că am fost singur copil din satul ăla care era să dea foc la casă fără brichet sau chibrit. Eram să dau foc la casă cu pietre. Putea să zic că prost e, dar bravo, mă! Tu ești talentat! Tu ai putea să lucrezi cândva pe Discovery! Cum? Fără nimic, bravo! Și tot timpul spunea, ești prost că nu știi să-ți faci singur tema. Femeii sunt în clasa a doua. Sunt niște linii pe care le văd pe care tot nu înțeleg ce-s cu liniile astea, trebuie să-mi explic ce-s cu liniile astea, eu am să-mi înțeleg și după aia pot să-mi fac singur tema. Și era, păi nu înțelegi ce-s cu ele? Nu. Știi de ce? Dar asta era, pentru că îi spunea, nu știi pentru că ești prost. Era, știi, nu știai că erai prost și erai prost că nu știai. Scapă cumva de chestia asta. Și după ce mi se spunea acasă că sunt prost, eram trimis la biserică, unde la biserică era cel mai frumos, pentru că cum ajungeam acolo era un gagiu îmbrăcat în fustă, care se uita la mine și spunea, tu ești vinovat. Hă? Păi de ce? Pentru că din cauza ta a murit Iisus. Boss, eu m-am născut acum 9 ani. El a murit acum 2000. Și credeam că eu sunt prost la matematică. Părintele continua. Nu contează, fiule, din cauza ta a murit pentru că tu ai păcat. Ce păcat ai, mă, copil în clasa a doua? Să merg pe altul în pulă cu satelitul? Se moară pentru el, ești cu capul, dar orice discuție aveam cu orice preot pe tema asta, tot timpul discuția atingea același tavan. Ok, părinte, ai dreptate. Sunt păcătos, știi mai bine ca mine, recunosc. Am păcate. Ce fac ca să nu mai fiu păcătos? Și preotul era, păi simplu! Dă-și tu niște bani la biserică. Cumva au făcut ei traducerea asta, că Doamne, Doamne, cel atotputernic și atotiubitor care crea totul, poate să stăpânească mai toate chestiile, dar mai puțin bani. Cumva are un contabil care îl fute de bani sau ceva, nu-i contabilul Dumnezeu. Și am crescut așa cu o vină foarte mare de-a lungul copilăriei, pentru că mergeam într-un loc constant unde mi se spunea că sunt vinovat. Și vina asta au crescut de-a lungul... Copilăria a fost... În copilărie a fost vina mare. Dar în adolescență o devenit enormă. Pentru că ce se întâmplă? Când ești copil, faci păcat de copil. Nu te speri pe dinți. Nu știu ce dracu puteam zic eu. Nu m-am rugat dimineața și seara. Vai, fiule, e rău! 500. Sau ce zicea el, nu știu. Deci, da, în adolescență încep să faci păcate de oameni mari. Bă, în adolescență am dat de labă. Asta. Bă, și mă simțeam atât de vinovat după ce o făceam. Dar o făceam. Ai 16 ani, ești plin de... Ai aplauzat la labă? Ok. Nu, tu, ia, ce-ai trebuit de tine? Știți un grup interesant aici. Dar nu, da, îi simțeai vinovat când făceai labă, dar o făceai că aveai 16 ani, ești plin de hormoni. Cumva trebuie să scoți cumva căcatul ăla din tine. Și mergeai pe statul de o țâți, erai... Bă, fugeam până acasă, până în pantalon. Nu dovedeam să ajung acasă, mergeam de ăla că de pul și eram... Și când reveneam pe pământ, mă apucau... Bă, bă, aoleu. M-am masturbat, bă, eu trebuie să mă duc la un preot, pentru că eu chiar credeam că dacă mori în momentul după ce te-ai masturbat, ajungi gheat. Și trebuia să mă duc la un preot să scap de chestia asta. Și mergeam acolo și cel mai decăcat, cea mai urâtă judecată pe care puteai să o primești era... Părinte, am... Mergeam smerit acolo, vai, steaua mea, am... întinsa cadeaua. Am mângâiat mățul, m-am masturbat. Bă, l-auzai cum se schimbă la voi? Ce-ai făcut, fiule? Cum să te masturbezi? Nu te masturba, că ai sorbești! Ați auzit cel puțin o dată căcatul ăsta din mine? Cel mai răspândit, nu te masturba, că ai sorbești. Masturbarea duce la orbire. Da, părinte, dar într-un singur fel duce la orbire. Dacă ești proști, îți dai în ochi. Eram atât de sigur că masturbarea duce la orbire, că după fiecare labă mi se zbăteau ochii, eram... Începea să caut prosopul chioră. Bă, și mi-au băgat numai căcatul în cap la oameni, zis, nu te masturba, că ai să iei sifilis. De unde? Că doar nu-l car după mine tot timpul. Ei, parcă mă și vedeam, bă, uite, linia vieții exact lângă linia sifilisului, se bagă. Vrei niște sifilis? Adică, de mine e frică că prietena mea a luat sifilis la mine, a dopat la curs, se bagă la acum. Așa mi-o zis ea. Și altul meu zice, nu te masturba, că ai să devii potent. Ceea ce ironic, masturbarea ajunge la potență. Că e ca, știi cum e laba pentru asta, că e ca dacă ai o mașină și o ții 10 ani în garaj. Ruginește. Ai nevoie să mai dai ok, mai frigi o bujie, mai... Muncă de mentenanță, asta e. Și cea mai tare din toate era, nu te masturba, că ai să arzi în iar. Pentru că da, asta face, Doamne, Doamne. Mănâncă semințe și arde copiii care se masturbează. Sunt chestii mult mai rele pe care poți le faci cu viața. Poți da în cap, poți face oricine. Dar dacă te-ai masturbat, ai venit până la. Deci eu îl văd pe Sfântul Petru la poarta Raiului, hai. Următorul. Și vine unul cu mustață, tu cine ești, mă? Păi sunt Hitler. Aha, și ce-ai făcut? I-am omorât vreo 6 milioane de evrei. Aha. De-aia spune sincer. Ți-ai dat vreo labă? Dă-i în pula mea de evrei, că eu nu contau. Păi nu, că făceam sex cu copii mici. Ce-ai făcut, mă? Ai făcut sex cu copii mici? Pomohaș, tu erai făcut. Nu te-am recunoscut, dar poți să intri. Și după ce mi se spunea că sunt vinovat la biserică, mergeam la școală, unde la școală mi se spunea că nu sunt suficient de bun, pentru că era tot timpul diferența aia de notare. Erai un elev de 6, erai comparat cu cel de 7 sau de 5 sau de tot timpul. Eu eram de 6,5 și asta doar pentru că făceam sport și eram atletic și luam 10, știi? Că în rest eram prost. Păi cum se poate observa? Atletic, nu prost, până la mea. Așa. Și mi-amintesc că era, da, nu ești cel mai prost din clasă, uite, ești de 6, ești ok. Dar ești mai bun ca asta de 5, dar uite, ești mai prost ca asta de 7. Mult mai prost pe lângă asta de 8. Groaznic de prost pe lângă asta de 9, uite, Șteful la 10. Știi, frate, cel mai bun din clasă, futul în gură. Băi, am crescut cu o ură, bă, cât l-am putut înjura, nu, eu și ceilalți proști din clasă pe Ștef. Pentru că după ce că, bă, dar l-am avut așa o chestie de aia, că după ce că veneam, eram noi proști, de și am luat 10. Băi, am mărât, tu 5, 4, ești prost, mai steaua. Venea la mine, ai luat 5, eu sunt de 2 ori mai deștept ca tine. Ba nu, tu ești 2 ori mai prost ca mine. Și râdeam și eram tot în gură. Și acum, după ați ani, când mă întâlnesc cu Ștef, îi, hei, Ștef, să amintești că mai 10 la matematică? Da, ei, n-ați putut în gură, că acum lucrez în supermarket. Ți-o plăcut la școală, a? Ai luat 10 pe linii la liceu? Acum e 10 pe lună la Kaufland. Mulțumesc frumos, eu am fost Serghei.